CS Phoenix Chimleu Silvaniei a pierdut partida cu Piatra Neamț cu scorul de 2-3, însă Mircea Abraham și jucătorii speră la o victorie duminică pentru calificarea mai departe în play-off. După ce miercuri șimleoanii s-au văzut învinși pe terenul nemțenilor cu 2-3 de echipa pe care a reușit să o bată cu 3-0 pe teren propriu, în 8 martie, duminică, șimleoanii primesc din nou vizita nemțenilor pentru ultima partidă decisivă din faza 1 a play-off-ului. Antrenorul Mircea Abraham susține că își dorește foarte mult să treacă în faza 2 a play-off-ului. Noi ne-am dorit de miercuri să fim deja intrat în faza 2, dar din păcate n-am reușit la Piatra Neamț. Ne-a lăsit puțin ca să scăpăm de grijă, să zic așa, da, sperăm că duminică o să ajutăm mai bine față de ce ajută la Piatra Neamț și să câștigăm și să ne fericităm mai departe. Duminică de la ora 18 la sala de sport Măgura, CS Phoenix primește vizita celor de la LPS Piatra Neamț, iar câștigătoarea acestei partide va trece în faza a doua a play-off-ului.